Curajul de a fi tu însuți. Arta de a comunica conștient. De Jacques Salome. Capitolul 10 Despre sincronicitate sau când hazardul nu se poate refugia în hazardul hazardurilor. Ca orice divinitate, hazardul are pretențiile lui are nevoie de temenele. Închinarea la hazard înseamnă să stai la dispoziție în permanență. Cu toate simțurile treze, cele cinci cunoscute și cele necunoscute de lumea noastră imperfectă, pentru a nu-l dacă binevoiește să treacă pe lângă noi. Fiecare dintre noi am rămas într-o zi sau alta uimit sau perplex. A fost mișcat sau trezit, ațățat sau chiar nedumerit de forța unei coincidențe, de întâlnirea surprinzătoare și neașteptată, uneori chiar explozivă a două evenimente, a două fenomene sau a două cuvinte care nu ar trebui să se afle acolo împreună, reunite în neprevăzutul realului. Gustav Young a reflectat îndelung asupra fenomenului coincidențelor care se manifestă prin apariția imprevizibilă sau inopinată a unor gânduri, acte, fapte sau evenimente, sau prin repetiția unor situații care, situându-se în planuri diferite ale realității, nu ar avea niciun motiv să se întâlnească. Și nici nu exista vreo posibilitate statistică să apară în acel moment sau în acel loc. Caracteristica unei coincidențe este să producă un sens sau o energie nouă care va permite o schimbare de perspectivă, va aduce o ascultare diferită, va orienta o întrebare o reflexie sau o căutare într-o direcție nouă și va arăta, dincolo de amparențe, de posibilități și de previziuni, aspecte nebănuite ale existenței. Maris Lengrad a inventat un termen pe care eu îl consider foarte frumos pentru a desemna acest fenomen numit în mod normal sincronicitate eclipsee. Ce este o eclipsee? Este un fenomen astrologic la nivelul spiritului uman, care apare uneori în universul imediat și tangibil al vieții noastre. Este un fenomen banal în sensul de obișnuit, curent. Astfel spus, un fenomen comun și, după toate aparențele, mai frecvent, mai prezent și poate chiar mai activ în viața de zi cu zi, decât putem sau vrem noi să vedem. Era aproape de prânz, pregăteam masa, când mi-am amintit deodată că dimineața, către ora 8, auzisem câinele lătrând de mai multe ori, fără ca eu să reacționez în vreun fel. De câteva zile așteptam un pachet important care urma să-mi fie trimis printr-un curier special. Și toată dimineața bombănisem împotriva acestei întârzieri. Deodată, auzind din nou câinele lătrând, am făcut asociere cu lătratul de dimineață. Atunci am ieșit în grabă și l-am văzut pe mesagerul care trebuia să-mi aducă pachetul urcând în mașină. Nu îl auzisem când sunase, am alergat, iar când l-am ajuns din urmă, acesta mi-a spus că venise și dimineață, doar că nu-i răspunsese nimeni când sunase și plecase. Dacă nu aș fi fost atent și nu aș fi făcut legătura între cele două lătrături, aș fi așteptat încă o zi pentru pachet. Prin acest exemplu, vedem că revenirea amintirii de dimineață îi ascute simțurile pentru o ascultare diferită, care îi permite să asocieze lătraturile cu sosirea pachetului așteptat și cu necesitatea de a-l primi. Acest gen de fenomene, se pare, ne privesc pe fiecare dintre noi și nu doar o elită de inițiați. E posibil ca unii dintre noi, care nu constituie totuși o excepție, Aleșii, privilegiații sau norocoșii să fie mai conștienți sau mai deschiși în a le simți, a le repera și a le primi. Se spune despre ei că au intuiție. Eu cred că aceștia sunt de fapt mai sensibili la ascultarea acestor mesaje infraverbale care circulă prin lume, pentru că își păstrează antenele întinse. O eclipseie ar fi, deci, o uimitoare corespondență luminoasă între intuiția noastră profundă și sistemul energetic care ne înconjoară. Ea se înrudește cu ceea ce Young a descris sub numele de sincronicitate sau cu ceea ce James Redfield. Definește mai recent ca fiind coincidențe semnificative, misterioase, neașteptate sau nesperate. Noi propunem, de asemenea, sigla Cirip pentru a denumi corespondența imprevizibilă dintre realitate și intuiția noastră profundă. E ca și cum manifestarea unei eclipsee ar decurge dintr-o oarecare măsură în activitatea unei antene din lobul drept lăsată în direcția universului apropiat sau îndepărtat, precum un radar relațional vigilent permanent la pândă gata să capteze mișcarea infirmă a vibrației care urcă din inima vieții către inefabilul multiplelor sale limbaje și aceasta pentru a ne permite să răspundem chemării interioare de transformare către ce e mai bun din noi înșine, să adunăm cele mai edificatoare informații necesare creșterii noastre și împlinirii destinului nostru personal, introducându-ne subtil în complitudinea divinității în care suntem pe de-a întregul, parte componentă. Pentru a fi receptivi la sincronicități, rândurile care urmează se referă la condițiile în care pot surveni uneori în existența noastră, aceste întâmplări mărețe, generoase și nefericite, la natura acestor conjuncturi imprevizibile care ne surprind când se manifestă. Este o invitație la înțelege cel mai bine sensul dinamica și demersurile acestor analogii miraculoase ale acestor încarnări ale improbabilului în viața de zi cu zi sub forma unui acord, a unei bunăvoințe, a unei generozități, a unei binecuvântări sau unui avertisment care se ivesc uneori providențial între o așteptare și un răspuns al vieții, între o dorință și un dar al existenței. Cu condiția să fim suficient de deschiși, de liberi, de disponibili și de pregătiți să le percepem undele și indiciile, cu condiția să știm să le captăm și să le primim, și să le integrăm în viața noastră, să le includem în bagajul nostru de experiențe. O femeie povestește: Nu o mai văzusem pe Elen, o prietenă foarte dragă, de 20 de ani, adică de la data terminării școlii. Într-o zi, când m-am dus să-mi cumpăr un ruj, am auzit-o pe clienta din fața mea cerând ruj bezer. Imediat, imaginea Elenei mi-a apărut. În adolescență, trăsesem la sorți care să-i ceară vânzătoarei acest faimos ruj bezer, atât eram de timide. A doua zi după acest episod, am primit o scrisoare de la Elen, în care m-a anunțat că se întoarce din străinătate și că trecea prin regiunea mea, Parcă, făcându-mi din ochi complice, m-a întrebat dacă mai foloseam rujbeser, menționând că ea folosea acum oricure de la X firma, adică exact nuanța pe care o alesesem eu și pe care o foloseam de câteva zile. Această suită de coincidențe poate părea banală, Chiar derizorie, poate trezi un interes anecdotic de moment sau poate duce la raționalizări sau digresiuni care să-i arate inutilitatea. Dar, la fel de bine, putem considera că sincronicitățile evidențiate de acest exemplu arată care este forța unei energii, adică când ea este legată de un gând care călătorește în spațiu și timp cu destulă putere. Pentru a-și lăsa amprenta asupra a doi indivizi despărțiți de foarte mult timp. Persoana care a povestit această întâmplare avea să ne spună mai apoi cu emoție cât de importantă pentru viața ei fusese întâlnirea cu prietena din liceu. Datorită ei, am dat. De urma unui bărbat din trecutul meu, și astfel am pus capăt unei situații neîncheiate din viața mea, care până atunci îmi provocase multă suferință. Nu întotdeauna aveam acces la impulsul inițial, la mini elementul declanșator, care adesea servește de detonator sau de sesam miraculos și deschide calea unei succesiuni de evenimente care, la rândul lor, asemeni pieselor amestecate dintr-un puzzle, se vor aduna într-un tot unitar și vor căpăta sens. Apariția unei sincronicități, a unei eclipseie, ține, fără îndoială, de o întâlnire fericită, la întretăierea câmpurilor de forțe favorabile dintre sistemul înconjurător și propria noastră disponibilitate. La un moment dat, când suntem încărcați de energie activă, putem reprezenta un punct de atracție privilegiat pentru fluxul universal și cosmic al energiilor aflate în mișcare. Calitatea prezenței noastre în lume în ființe și în lucruri contează. Trebuie să credem acest lucru, la fel cum contează și substanța din care este clădită intenția noastră principală. Dacă intenția noastră a reușit să se elibereze de judecăți raționaliste, de veletăți voluntariste, dacă ea este cu adevărat profundă, cu alte cuvinte, gravă, intensă, autentică, atunci, cu siguranță, va atinge straturi în care lucrurile sunt mai concretate, și unde ele vor primi acest plus de acuratețe și de precizie care le direcționează, în mod firesc, către esențial. Și atunci, intenția noastră profundă este pătrunsă de luciditate și de o precizie ascuțită. Capabilă să primească și, fără îndoială, să trimită în spațiu semnale variate, impulsuri multiple și puternice, prin densitatea sau prin forța de deșteptare. Pe vremea când îmi căutam o locuință, am vizitat mai multe apartamente, am găsit unul în care m-am simțit neobișnuit de bine. L-am ales imediat. Șase luni mai târziu, am descoperit că bunica mea locuise chiar în acel apartament, pe vremea când era copil. După ce am găsit într-un dulap numele ei gravat pe lemnul unui canat. Receptivitatea noastră la semnele infraverbale sau la mesajele metamorfice are cu siguranță un rost. Când ajungem la o oarecare maturitate, receptorii noștri subtili se echivalează cu o atenție și o clar viziune care ne invită să recunoaștem, să identificăm, să deosebim și să prindem din zvor, din multitudinea de solicitări menite să ne distragă atenția de la căutarea noastră, gândul potrivit, imaginea semnificativă, cuvântul adecvat, parfumul stimulant sau clipirea care aduce cu sine corespondența. Fiecare dintre aceste semne se oferă ca un element releu, ca un vector al acestei concordante furtuite și misterioase, care, chiar dacă modifică uneori direcția trasată a vieții noastre, Participă la unificarea ființei noastre. Ivirea nesperată a neprevăzutului, deznodământul dorit al unei situații încurcate, ne determină să facem anumite gesturi și să favorizăm, inconștient, întâlnirea sincronizată cu imposibilul. Eram căsătorită. Aveam un amant și trebuia să dau dovadă de creativitate incredibilă, de o energie și de o perseverență neobosită pentru a inventa alibiuri, pretexte pentru a lipsi de acasă, pentru a putea să-l întâlnesc. În lipsă de idei și la capătul resurselor, într-o zi am pretins că o prietenă din copilărie, Daniel, care nu mai dăduse niciun semn de viață de 18 ani. Mă sunase și mi spusese că voia să vorbească cu mine despre problemele ei personale înainte de a pleca în străinătate. Astfel, credeam eu, aveam un argument de fier pentru a petrece cu amantul cel puțin două ore. La întoarcere, soțul meu m-a primit foarte rece. În absența mea, faimoasa Daniel, mă sunase spunând că vrea să mă vadă de urgență. Se face că pe amantul meu îl chema Daniel. Iar pe soțul Danielei îl cheamă la fel ca pe soțul meu. În acea zi am înțeles că fusese aranjat ca soțul meu să afle de relația paralelă, ceea ce se întâmplase și interpretarea pe care am dat-o mesajului mi-a dat curajul să pun capăt acestei situații. Adesea, prin intermediul unei atitudini de relaxare, de vid, în așteptare sau de încărcare cu energie orientată spre sine, primim, interceptăm sau captăm mesajul care ne va da sentimentul unei corespondențe de dorințe, gânduri și aspirații secrete și tăcute. Și atunci se întâmplă ceea ce ar putea fi, așa cum ar putea fi, în bărbatul sau femeia care suntem. Colette Victor, soția faimosului explorator Paul Emil Victor, povestește în cartea sa că soțul ei, materialist și ateu, a anunțat-o cu ceva timp înaintea morții. Plec în vânt și probabil în neant, dar dacă acest neant s-ar dovedi a fi o comoară, m-aș lupta cu forțele tenebrelor pentru a face să se audă o voce îmbogățită de această experiență nouă, pentru a vă transmite promisiunea pe care voi fi smul sotăcerii, ca să știți că dincolo e ceva, altceva. Și a continuat să afirme cu tărie: Dacă există ceva, am să găsesc un mijloc de a vă spune. Marina Națională i-a dat onorul, în momentul în care corpul lui a fost aruncat în mare, după dorința lui. Pe albastrul imens al cerului, fără nicio pată, a apărut un nor gol de forma unei inimi perfecte. Chiar și după câțiva ani, Colet Victor păstrează neatinsă emoția trezită în ea de această viziune, pe care ea a perceput-o ca fiind semnul promis de soțul ei. Când jocul posibilităților nu este pângărit de vreo contaminare sau parazitare, când relaxarea nu este nicio pierdere a limitelor, nicio prăbușire a reperelor, când starea de gol nu este un vid scobit de lipsuri și când deschiderea către celălalt este sincer dezinteresată, atunci putem gusta aceste senzații uimitoare și luminoase de a ne simți reuniți copleșiți și întregiți prin aceste corespondențe miraculoase. Sunt sigur că există o legătură strânsă între sincronicități și fidelitățile parentale, ca și cum am avea în noi o memorie mai veche, mai profundă decât amintirile noastre omenești. După ce mi-am dat bacalaureatul, am fost asistentă socială timp de 20 de ani. Deși îmi doream să devin profesoară, în 1996 am obținut un post de profesor de geriatrie. Mai târziu, la doi ani după ce am aflat de existența tatălui meu biologic, care nu era cel pe care îl credeam tatăl meu și apoi de moartea lui, am descoperit că era profesor de gerontologie. Ceea ce mi se părea incredibil este să constat astăzi cât de multe semne au fost presărate de-a lungul drumului meu, pe care nu am vrut sau nu am putut să le înțeleg până atunci. De exemplu, de fiecare dată când remarcam un lucru bun despre tatăl meu, deci despre soțul ei, mama mă întreba, ce te face să crezi că este tatăl tău? Eu credeam că este geloasă și că nu vrea decât să mă necăjească, așa că de fiecare dată îi răspundeam, sunt sigură, sunt fica lui preferată. Îl protejam și mă protejam și pe mine prin această afirmație. De atunci am deslușit mai bine maniera haotică în care mi-am condus viața. Am încercat totodată să fiu recunoscătoare și fidelă celui care fusese un tată bun pentru mine și în același timp să mă leg de părintele meu necunoscut, pe care l-am întâlnit și l-am cunoscut, după ce am împlinit 48 de ani, prin intermediul unui angajament profesional. Se pare că avem rezerve de amintiri, de imagini, de senzații adunate într-o bibliotecă imensă, și fiecare carte din această bibliotecă este un capitol din existența noastră. Uneori deschidem una și descoperim în ea ceva mai mult sens pentru viața noastră răspunsuri la căutările noastre. Sincronicitățile ne inițiază într-o ordine deosebită a realului. Se pare că învățarea clasică a socializării și a comunicării nu ne poate familiariza cu această ordine a realității care nu se lasă stăpânită, ci doar îmblânzită. Nu există momente prielnice sau locuri ideale pentru a se preda cursuri de formare în acest câmp de forțe care ne proiectează în irațional. Totuși, orice ne poate servi drept pretext, ocazie sau oportunitate, această inițiere ține mai mult de experiența de viață, de starea de spirit, decât de registrul violenței sau al acțiunii. Ascultarea interioară, vigilența, conștientizările sunt câteva dintre etapele acestei comuniuni. Este de datoria noastră să exersăm observarea acestor conexiuni care uneori sugerează, în ciuda nevoiei noastre de raționalizare, că două evenimente pot fi legate conform unui principiu de cauzalitate complexă care ține de forțe sau de energii superioare celor pe care le poate imagina logica noastră formală și ale căror origini și consecințe ne scapă la o primă vedere. Este de datoria noastră să ne punem întrebări despre sensul evenimentelor din viața noastră, să cercetăm urmările și să înțelegem corespondențele care poate au fost în trecutul nostru și care ne dirigează cursul vieții. Bunica mea, din partea mamei, a aflat la 18 ani că soțul mamei, cel care îi fusese prezentat drept tată, nu era tatăl ei biologic. Mama mea s-a născut în afara călătoriei și a aflat acest lucru la 18 ani, cerând certificatul de naștere. Eu însă mi m-am născut la șase luni după ce tatăl meu s-a întors din captivitate în Germania. Varianta oficială a fost că m-am născut prematur. La 18 ani mi-am găsit tatăl biologic și m-am împăcat cu trecutul meu. Și fica mea a fost concepută în afara căsătoriei și nu și-a văzut niciodată tatăl până la 18 ani. Când și-a început studiile de arhitectură, și-a descoperit că el avea aceeași meserie. Evenimentele și percepțiile din istoria vieții noastre reprezintă un câmp larg de explorare și experimentare a acestui tip de fenomene, ca și cum prezentul ar pune la dispoziția noastră și ar aduna într-un loc accesibil principalele informații utile pentru maturizarea noastră. Ca și cum am fi chemați să ne ocupăm în sfârșit și la momentul potrivit de tot ce a rămas în urmă, ne spus, ascuns, îndrăznit să facem efortul de reuniune. Numesc reunire capacitatea de a apropia, de a lega între ele două registre diferite de fapte sau evenimente, care astfel capătă sens. Fără a ceda tentației unui fatalism umil sau unei atitudini pasive în fața destinului prestabilit, viața de zi cu zi poate fi un maestru formidabil pentru cei care știu să accepte, să se lase conduși de mesajele, de semnele și de revelațiile sale. Prezentul, limpezit de trecut, Poate deveni dascălul suprem pentru cei care știu să învețe să rămână constanți și deschiși, ancorați și maleabil, atenți și disponibil pentru ceea ce este uimitor, neașteptat, nesperat, pentru descoperirile, încântările și surprizile la care ne invită aventura vieții. O eclipseie a apărut pe neașteptate. Pentru că lucrurile care trebuie să se întâmple în lume sunt amestecate, fără ordine precisă, atingându-se unele de altele cu toate evenimentele universului, până când ajung în preajma unui punct de atracție, în care pot, în sfârșit, să se împlinească.